Țapul și șarpele de Petre Ispirescu Un țap, voind să treacă într-o livede, fuți silit să dea printr-o apă ce curgea între el și acea livede. Și fiindcă n-avea încotro, se lăsă în gârlă și începu să în nuate. Când era pe la jumătatea gârlei, se pomenește pe lângă dânsul cu un șarpe că îi zice Măi, țapule, ia-mă și pe mine să mă treci la uscat! Țapul, temător, îi răspunse. Tu vezi bine că abia pot să-mi duc porul de pe mine, tu mai cer să te iau și pe tine? Așa o fi, dar iată, că umblu să mă nec, atâta prietenie nu pot găsi la tine. Țapul lăsă să se urce pe dânsul și puse toate puterile ca să nu spre a ieși cu bine dincolo. Șarpele, dacă se văzu că l-are pe țap, începua să-i încolăci pregiurul gâtului și al strânge ca să-l sugrume. Da, ce faci, prietene? Că uite, nu mai pot răsufla. O să ne, înnecăm ne, amândoi. Vezi că mie mi-e foame. Acum ești în mâna mea și aș vrea să mi-o potolesc cu tine. Foame, foame. Prieten, prieten. Dar cu o mortăciune socotești că tu să te îndestulezi? Așteaptă nițel până să ieșim la margine. Acolo să-ți arăți prietenia. Acum mai slăbește-mă din dragoste ca să pot înnota. Șarpelui îi plăcură vorbele ce auzi și, mai slăbind pe țap din chingi, acesta își puse toate puterile, mai notă ce notă și ajunse la uscat cu șarpe cu tot. Pe când încă nota, se gândea la prietenia șarpelui și începu a născoci la mijloace de a-i mântui viața. După ce ieșire la uscat, țapul prinse a zice, șarpe, tu mi-ai cerut prietenia eu ți-am dat-o. M-am luptat cu primejdia și am ieșit la uscat cu bine. Făm tu hatârul acum și dă-te jos ca să ne măsurăm cine este mai lung. Apoi mă vei mânca în bunăvoie. Ei, haide de, să nu zici că nu ți-am fost prieten. Și, dându-se jos de pe grumajii țapului, aștepta să se măsoare cu dânsul. Țapul asta și voia. Cum îl văzu jos, se răpezi cu coarnele de capul șarpelui și îl strivi călcându-l cu copitele lui cele tari. După ce îl văzu, pus bine, întinzându zândul cât era de lung, zise. Vezi așa, mie îmi place prietenia, dar să fie dreaptă. Ce erau în colociturile alea împrejurul grumazului meu? Piei acum cu prietenia ta cu tot să-ți auzi de nume și să te văzi când mi o vedea eu mie ceafă. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade.